Salutare pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit următoarele 3 pronosticuri. Richard Gasquet, Dominic Thiem. Tipsterul Adrian spune că Thiem a reușit să revină la forma apropiată de cea dinaintea accidentării, care l-a ținut foarte mult timp în afara circuitului. De cealaltă parte, Gasquet nu joacă cel mai bun tenis al său pe zgură, pierzând în acest an împotriva unor jucători aflați în afara topului 100 ATP. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de tip handicap, Thiem minus 1,5 game-uri. Bran Kongsvinger. În opinia lui David Kirilă, Bran domină cu autoritate Liga Secundă din Norvegia, fiind unica formație neînvinsă în cele 15 etape disputate. Aceasta a înregistrat 12 victorii și 3 remize. În plus, are o medie de 3 goluri înscrise per meci. Ținând cont de aceste detalii, pronosticul tipsterului nostru merge pe victoria lui Bran și pe cel puțin 3 goluri marcate. Sannes Åsane. BMC se așteaptă ca această partidă să fie spectaculoasă. Ambele echipe marchează constant și sunt implicate cu regularitate în meciuri cu multe modificări pe tabela de marcaj. Ultimele 7 meciuri disputate de Sannes în campionat s-au încheiat cu cel puțin 3 goluri marcate, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și propune pariul de peste 2,5 goluri. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.